Să nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul. Iacă tu iese văscresenie, живот и покой, душу усопшего раба твоего, митрополита Гавриила, Христе Боже наш. И тебе славу воссылаем с обезначальным твоим отцем и пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Pentru fericită dormire veșnică, odihnă de Doamne sufletului, adormitului, robului lui Dumnezeu pururea pomenitului, mitropolit Gavril, și fălui veșnică. Pomenire. Sufletului într-o bunătăție vă să Domus de canonizare a Sfântului Ierarh Gavril Bănulescu Bodoni, Mitropolitul Chișinăului și al Cotinului, proclamat la data de 3 septembrie, anul Mântuirii 2016. Preasfințiților ierarhi, preacuviosului cin monacal, preacucernicului cler, și drept măritorului popor din de Dumnezeu păzită Biserica Ortodoxă din Moldova. Vrednic de toată cinstea înaintea lui Dumnezeu și cuvios lucru este a prăznui prin slujbe și cântări duhovnicești pomenirea sfinților care s-au nevoit întru Domnul.
având în vedere viața pilduitoare a Sfântului Ierarh Gavril Bănulescu Bodoni, mitropolitul Chișinăului și al Cotinului, dar și slujirea sa pastoral-misionară pentru luminarea clerului și a poporului drept credincios din țara noastră, conform raportului înalt preasfințitului Vladimir, mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove și al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, în ședința sa din 15 iulie 2016, ziua de pomenire a Sfântului Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare, în condicele numărul 68, a decis rânduirea bineplăcutului ierarh al Domnului, mitropolitul Gavril Bănuielscu Bodoni, al Chișinăului și al Cotinului, în ceata Sfinților, cu cinstire locală în biserica și țara noastră. De asemenea, s-a stabilit data de pomenire a Sfântului Ierarh Gavril Bănulescu Bodoni, mitropolitul Chișinăului și al Cotinului, 30 martie, 12 aprilie, ziua trecerii sale la cele veșnice. Rămășițele pământești ale Sfântului Ierarh să fie considerate moaște și să li se acorde cinstea cuvenită. Totodată să fie pictată icoană pentru închinare, conform hotărârii Sinodului 7 Ecumenic de la Niceea, și să fie alcătuită slujba de pomenire. Să aducem laudă și preamărire lui Dumnezeu, cel minunat întru sfinți, pentru această sfântă împlinire în biserica și țara noastră. Vladimir, mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Sava, arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, Anatolie, episcop de Cahul și Comrat, Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni, Marchel, episcop de Bălți și Fălești, Nicodim, episcop de Edineți și Briceni, Ioan, episcop de Soroca, vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, protoiereul Mitrofor Vadim Cheibaș, secretarul Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova. Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, către preaiubitul cler, cinul monahal și dreptmăritorii creștini din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldovei. Har, milă și pace de la Dumnezeu, iar de la noi, părintești, binecuvântări. Atotmilostivul Dumnezeu, Cel ce ocrotește Sfânta Sa Biserică, din neam în neam, arată luminători ai Duhului pe sfinții cei care cu viață și rugăciunile sunt exemplu de statornicie în credință față de Dumnezeu și în îndeplinirea poruncilor Lui. Cuvios lucrul este și plin de folos duhovnicesc pentru credincioșii bisericii de a se arăta plin de evlavie, a cinsti și a pomeni prin slujbi și prin cântări pe cei ce s-au arătat bineplăcuți lui Dumnezeu în viața lor pământească. Lauda care se dă celor ce trăiesc în chip virtuos se îndreaptă către însuși Dumnezeu, de la care izvorește oamenilor toată virtutea,
precum ne învață Sfântul Grigore de Dumnezeu, Cuvântătorul. Iar lauda celor bune înflăcărează și îndeamnă pe credincioși. Un așa sfânt, care este cu nevoințele sale, a sfințit pământul nostru, binecuvântat a fost ierarhul Gabriel. Domnul l-a chemat pe el să slujească Sfintei Biserici într-o perioadă complicată a istoriei, când poporul nostru avea nevoie de un conducător care va arăta calea de întoarcere la drumul bunătății și păstrarea credinței strămoșești. Când evlavia și învățătura a fost ruinată de cei de altă credință și circumstanțe politice, viața creștină și morală a fost distrusă, călcată în picioare. Viitorul ierarh s-a născut într-o familie modestă, dar care provenea din neam nobil, la botez primind numele Grigore. Din copilărie a iubit înțelepciunea și a depus un efort enorm ca să studieze toate științele. La început, în școlile din Bistrița și Semigrad, pe urmă, în străvechiul Constantinopol, pe insule Chios și Patmos, în orașele Budapesta și Kiev, apoi pe muntele Athos. Cunoașterea tradițiilor și învățăturilor Sfinților Părinți a născut în sufletul lui dorința de a se consacra pe deplin lui Hristos. De aceea Grigore primește călugăria cu numele Gabriel, în cinstea vestitorului ceresc. Văzând râvna inima lui Gabriel, Dumnezeu l-a chemat pe el la slujire în calitate de preot, iar apoi ca episcop. Ierarhul Gabriel a fost ca o lumânare strălucitoare pusă în sfeșnicul Sfintei Biserici, pe care Dumnezeu, prin hirotonirea arhipăstorilor, l-a chemat la slujire în calitate de episcop de Tighina și Acherman, pe urmă mitropolit și exarh al Moldovei, Valahiei și Basarabiei. Însă această mitropolie a condus-o doar câteva luni, după care a fost arestat de către conducerea turcă, pentru că a refuzat să încalce jurământul arhiresc. A fost deportat din patria sa și închis în temniță, unde cu sârguință avea să-și găsească moartea. Prin pronia lui Dumnezeu, mitropolitul Gabriel a fost eliberat din temniță și a fost numit mitropolit de Ecaterinoslav și Novorossiysk, aici punând temelia orașului Odessa. În viitor Dumnezeu l-a pus pe scaunul mitropoliei Chivului, unde mitropolitul Gabriel, în rugăciune și cu nădejde în Dumnezeu, a îndreptat neajunsurile în viața bisericească. Dar sufletul lui tunguia după patrie, după patria natală, de aceea n-a putut mult timp să se afle între străini. Ierarhul a scris cerere și a părăsit catedra a Chivului și s-a stabilit pentru rugăciune în Odessa și mai târziu în Dubăsari. Însă Dumnezeu iarăși l-a chemat pe bineplăcutul său la slujirea Sfintei Biserici. A fost numit mitropolit
și exarh al Moldovei, Valahiei și Basarabiei și a depus eforturi enorme ca să îndrepte viața bisericească în primul și primul mitropolit al acestei eparhie a fost ierarhul Gavril. Scrierile, faptele, rugăciunile și nevoințele lui a constituit fundamentul pe care, prin pronie dumnezească, a fost constituită frumoasa clădire a Mitropoliei Moldovei. Principalele activități ale Mitropolitului Gavril a fost luminarea poporului, deschiderea seminarului teologic, reînnoirea vieții monahale, zidirea a 200 de biserici, deschiderea tipografiei. La sfârșitul celor 9 ani de cârmuire a eparhiei Chișinăului, Dumnezeu l-a chemat pe slujitorul său la cele veșnice. În liniște s-a dat sufletul său Domnului și a fost înmormântat în mănăstirea Capriana, binecuvântând cu moaștele sale pământul nostru și această sfântă mănăstire. Pe piatra funerară a fost gravat un epitaf cu informații biografice scurte despre cel care se odihnește. Epitaful se termină cu următoarele cuvinte: numele său va exista în veacuri, înțelepciunea sa va fi distănuită oamenilor și biserica îi va înălța laude. Astăzi, aceste cuvinte s-au împlinit. Pentru rugăciunile ierarhului Gavril, Doamne, miluiește-ne și ne păzește prin noi toți în vecii vecilor. Amin. Marimute, Sfântă Ierarhie, Sfânt Ierarhie,
Parăș Condacu încă o dată.
Cine înspre noi? Cine Domne, Domne, caută din cer ce vezi și cercetează via aceasta și o întărește, pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pre ea. Премудрость, прокимин глаз четвертый,
честно пред Господем смерть преподобных Его. Și ales
ca locuință lui. Aleluia, 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 aleluia. Binecuvintează în al preasfinții de stăpâne, pe binevestitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Бог молитвами целославный всехвально апостола Евангелиста Луки, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Мир всем. От Луки Святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Целуем, аминте. Aceea a stat Iisus la loc șes și mulțime multe de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă țărmul Tirului și a Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se vindece de bolile. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau și toată mulțimea căuta să se atingă de el, că puterea ieșea din el și vindeca pe toți. Iar el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, zicea: fericiți sunteți voi, cei săraci, ca voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi, care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți voi, care flămânziți acum, căci vă veți dura. Fericiți veți fi, când oamenii vă vor urî pre voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricină Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, căci iată, plata voastră multă este în cer, pentru că tot așa făceau prorocilor părinții. Sir!
Благословляем все от всей души и от всего помышления нашего Отцем. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем митрополите Владимире, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, и о всей во Христе, братья наши. Еще молимся, Отце нашим наместнике, всечестнем священно-архимандрите Филарете, с братьей святые обители сие. Молимся о Бога, хранимей стране нашей, властях и воинстве народе ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Наших священницах, священно-монасях и о всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, еще молимся о блаженных и престопамятных, святейших патриарсих православных, и о создателе святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости жизни,
мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, всех зде предстоящих и молящихся, Йо ежу множите им дни и лета живота их. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Яко милостивый человек, любит Бога, если и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ругаться во чеки, мать, Домну луим. Домне милуешься. Чей клянчош, пендру чеки, мать, не ругам, ка Домну се милуяска, педынши. Pe dânsi cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Să le descoperi lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Să-i unească pe dânsi cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește, apără și păzește pe dinși Dumnezeule cu harul Tău. Doamne, miluiește! Cei chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кыть сынтец кемаце шин. Чей кемаце шин. Cât sunteți chemați ieșiți, conimile din cei chemați nu rămânem. Cât suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul Tău. Înțelepciune. Подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Ярощи яро купаче Домнului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
pentru Sfânta Mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm! Doamne, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește! Înțelepciune! Stăpânirea Ta, totdeauna fiind pe zi ție slavă, să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
și sanctitatea sa, Marele Domn și Părintele nostru, prefericitul Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, și înalți preasfințiți, mitropoliți, arhiepiscop și episcop, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Господина и Отца нашего Владимира, Высокопреосвященнейшего митрополита Кишиневской и всея Молдовы, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство, еже во Христе диаконство, монашеский чин, всечеснаго Отца нашего, священного архимандрита Филарета, с братьями святые обители сия, труждающихся поющих, благодетели святые обители сия, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânie, primejdie și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne,
toate desăvârșite sfinte în pace și fără de păcat la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Precurată, prea binecuvântată, slăvită stăpână noastră, născătoare de Dumnezeu și pururea vecioară Maria cu toți sfinții, pomenind-o pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Щедрота ми де народно сина Твого, що з ним благословен єси, і з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині присно і во віки віків. Амінь. Паче тутурор. Pre Tatăl, pre Fiul,
Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Grăime him serța.
Cântare de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Пийте от нея все, сия есть кровь моя нового завета. Я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. Твоих тебе приносящих, а всех и за все. Și Duhul Tău ce Sfânt nu luai de la mine. Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
изрядно пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Пресвятая Богородица, помогай нам. Sanctitatea sa, Marele Domn și Părintele nostru, prefericitul Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, pe înalți preasfințiți și preasfințiți, mitropoliți, arhiepiscop și episcop, pe care dorește Sfintilor tale biserici, în pace întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Господи, Господина и Отца нашего Владимира, Высокопреосвященнейшего митрополита Кишиневского и всея Молдовы, Его же даруй святей Твоей Церкви, мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, правоправяща, Слово Твое истины. Господина и Отца нашего, Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Кишиневского и всея Молдовы, приносящего святые дары сия, Господи, ви Богу нашему. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси,
и Свято-Троицкий Сергиев Лавра, священный архимандрит, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, о всечестным, о всем священничестым и иночестым чине, о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ее, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении и помощи с отчаянием и страхом Божиим труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении, о славе блаженной памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и во их же киждо в помышлении и мать, и во всех, и за всем. Едиными усты, единым сердцем славить и воспевать и пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Și să fie mila mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Și cu Dumnezeu. Ця святые помянувши, паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О принесениях и освященных честных дарей Господу помолимся. Господи, помилуй. Я когда человека любит Бог наш, приеми во святый пренебесный мысленный свой жертвенник, во неблагоухание духовного вознес послед нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Не всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Господи! Прощение, оставление грехов и прегрешения наших у Господа просим. Господи!
и полезных душам нашим, и мира, мира, мира у Господа просим. Нашего в мире покаяние скончать и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Отдавай, Господи! Соединение веры и причастие Святого Духа испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Исподоби нас, Владыко, с одерновением неосужденно, смейте призывать и Тебе небесного Бога Отца и глагола Тем. Тадел нострум, корели ешь тин черор, свинцовско сену мелето.
Господи, исповедую я весь воистину Христос, Бога, Бога, Божий мир, крепкости, от ниже первые семь нас, и же верую в
Спаси, люди Твоя, Господи, спаси, люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, и благослови достояние Твое, и справи я его здесь, ибо справи я. Yeah.
Fraților, iată cât de mult a fost așteptată această zi în care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare să ajungem. Și cum spunea prorocul David, că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsă. Pentru a ajunge la acel moment care să vă bucurați și mai mult de atingerea de Sfintele Moaște, vă rugăm să aveți răbdare mai întâi preoții și apoi toți ceilalți credincioși, fiindcă se vor coborâ toți ierarhii, toți arhierei, ca să facă molebeni la moaștele Sfântului Ierarh Gavril, după aceea se vor așeza în baldahinul care de afară este pregătit și vom spune cum mergeți dumneavoastră să vă închinați la Sfintele Moaște. Nu se vor duce moaștele nicăieri până ce nu se va închina ultimul credincios. Va sta afară cât este nevoie. Vreau să vă spun dumneavoastră că noi, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Interne, am pregătit în afara porții mănăstirii, pe stadion, o cașă din greșcă care se guste fiecare în cinstea Sfântului Ierarh Gavril. Cei care nu vor avea răbdare să ajungă acolo ca să-și întărească puterele, socotiți că a supărat pe Sfântul Ierarh. El a ajutat, El a binecuvântat, cu ale Lui rugăciune s-a făcut, de aceea vă rugăm să aveți răbdare. Odată ce vă închinați, puteți ieși pe poarta mănăstirii, vă întăriți trupește, fiind bogați sufletește, ca
ca să puteți ajunge cu bine la casele dumneavoastră și să vă mai întoarceți înapoi aici, unde Sfântul Ierar vă va aștepta pe fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumim, iertați-ne și vă rugăm să vă înarmați cu răbdare. Acum rămâne, după cum vedeți, să împărtășească toți preoții, ierarhii și preoții, după aceea vom anunța când să se apropie cei care s-au pregătit de Sfânta Împărtășanie și să se împărtășească. Până atunci, așteptăm liniștiți. Și preoții care au reușit deja să se împărtășească, vă rugăm să vă coborâți înapoi lângă racla cu Sfintele Moști. Oh, God.
же начальство бысть на раме. И мира Его несть пределом, и нарицается имя Его великосовета ангел. Cei care l-am împărtășit, dați-le voie să treacă. Cei care se împărtășesc. Dați voi cei care se împărtășesc să apropie. Poftim? Da, să plece pe dreapta mea. Vlastitel, nacialnic mira, cu frica de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați.
Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Să se umbrecurile voastre, de laudă, Doamne, ca să vă vedem slava ta, pe ne-nvecii ce noi ne împărtășim, cu Sfintele Dumnezeiești nemuritoare, ne-au brațe de viață, mântuitoare tale taine. Dumnezeieștele, sfintele, preacuratele, nimuritoarele, cireștii de viață, făgătoarele, înfrecojătoarele lui Hristos taine, cu vrenicie să mulțumim Domnului. Apăre, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii prealții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Pentru numele Domnului, Domnului să ne rugăm. Cel ce binecuvintezi pe cei ce binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăruiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, prin bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, Tu pe aceștia ce preamărești dumnezească puterea Ta și ne lăsa pe noi și ce ne dăruim pentru Tine, pace, lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșire se pune în Tine, Părintelor Luminilor, și Ție slavă și mulțumim și închinăm ce ne înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, când la prea sfinte să fie binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale sfinților bunilor biruitori mucenici,
cu ale preacuvioșilor, părinților noștri, cu ale celui între sfinți părintului nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, cu ale sfântului apostol Tadeu, cu ale sfintei mucenițe Vasa, a căror pomenire o săvârșim astăzi, cu ale celui între sfinți părinte al nostru, ierarh Gavril, și pentru ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvântează în al preasfinții de stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împără de Ceresc mângâit, Vestierul bunătăților și dădătorul de viață, vino și desălășluiește întru noi și ne curățește pre noi de toată îndinăciunea. Și mântuiește bunule sufletele noastre. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Mărturisiți-vă Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Înconjurim-mă, înconjurați într-un numele Domnului, i-am înfrânt pe ei. Nu voi muri, ci voi fi viu și vă povesti lucrurile Domnului, camini, negoșa, nebregoșa, zijduși, sei băsti, voglavu, uglau, Gospoda, băsei, vestivim voci se hnași.
Până nu vă dați... Eu vă rog doi pași în urmă. Sfinte Părinte Ierarhie Gavrile, rogă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte Părinte Ierarhie Gavrile, rogă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfântele Oțe Gavrile, ale Boga. Rogă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte Părinte Arhie Gavrile, rogă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfântele Oțe naș Gavrile, vale Boga. Fraților, o clipă așteptați, stați pe loc, nu vă bântuiți. Liniște! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Прича молимся великом Господине и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине и Отце нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Владимире, о пресвященных митрополитах, архиепископе и епископе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И у всего Христе, братья наши. Молимся о Богу, хранимей стране нашей, властяки воинстве, я до тихой безмолвной житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И чем молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих. Всечеснаго Отца, Священного Архимандрита Филарета, с братьей Святой Обители Сия. И чем молимся о плодоносящих и добродеющих, святыми святыми храми сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вышими Боже, Спасителю нашу, полание всех концев земли и сущих в море далече, и милостью, милостью буди, Владыка, о грехах наших, и помилуй нас. Милостью Бой человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
înțelepciune. Presfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde noastră, slavă ție! Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor, amin! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Când m-am prea sfințit, este mine binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților, Slăviților și tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ierar Gavril, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți și cu tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Harului Domn și Părintelui nostru, prea fericitului Kiril, patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, Domnului și Părintelui nostru, înalt preasfințitului Vladimir, mitropolit al Chișineului și al întregii Moldove, sfințit, arhimandrit al acestei sfinte mănăstiri, înalt preasfințiților, mitropoliți, arhiepiscop, preasfințiților episcop, dă-le, Doamne, pace, sănătate, mântuire și bună sporire în dreaptă prăpovăduire a cuvântului adevărului și în povățuirea turmelor pe calea mântuirii și păzește pre ei în drumul și fericiți ani! Olga Ielta, Olga Ielta, Olga Ielta, Olga Ielta, Olga Ielta, единственное и мирное житие, здравие же и спасение, во всем благое поспешение, подашь Господи всечестному Отцу нашему, священному архимандриту Филарету, всему освященному собору, жертвователям, благоукрасителям поющим, всем сде предстоящим благая лето.
православным христианам, подашь, Господи, мир, тишину, здравие, изобилие плодов земных, и сохрани, Господи, на многое и благое.